Bună seara, doamnelor și domnilor, am intrat în direct fără să fiu pregătit în prealabil. Bună seara, în această seară avem o tânără doamnă profesoară invitată, care îi mulțumesc pentru că e alături de mine și de dumneavoastră, doamna Alina Meclea. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag oricând. Uite, cu zâmbetul ăsta, chiar că nici nu mai știu să vorbesc. Ai un zâmbet atât de frumos, îți dreți și ochii. Da. Ca și subiect, venind încoace, mă gândeam, doamne, ce temă să abordez eu cu doamna profesor. Și mă uit pe Facebook. Uitându-mă pe Facebook, am văzut fotografiile noastre și ale Dariei. Aproape că am urmărit evoluția Dariei prin fotografiile pe care dumneavoastră le postați mai mereu. În întâlnirile ocazionale pe care le-am avut cu dumneavoastră și cu soțul, am realizat un lucru care mie îmi place. Îmi place să văd familii frumoase. Iar telespectatorii noștri trebuie să știe că eu sunt convins când fac astfel de afirmații, am motivele mele să cred că dumneavoastră chiar aveți o familie foarte frumoasă. Plecând de aici, am să vă întreb, care este rolul și importanța familiei în societate? Vă mulțumesc pentru aprecierile pe care le-ați făcut mai devreme. Da, într-adevăr, avem norocul de a ne fi găsit, am avut norocul de a ne fi găsit unul pe celălalt într-o manieră potrivită, zic eu. Au venit pe lume foarte repede și cei doi copii, destul de repede. Am construit o familie, zic eu, în varianta de a deveni așa o celulă a societății, cum se spune. Credem că familia este foarte importantă, în primul rând pentru că ne dorim să creștem tineri pe care să-i oferim societății cu o educație frumoasă, să se dezvolte bine, să crească, să aibă modele de urmat, și modelul masculin și modelul feminin. Este foarte important să nu lăsăm modelul care a început oarecum să ia naștere în societatea actuală, modelul de familii dezbinate, modelul copiilor născuți fără ca părinții să fie căsătoriți. Probabil că sunt un pic mai tradiționalistă sau mai conservatoare, dar cred că și are rostul ei căsătoria și familia aceea tradițională, nucleul acela pe care îl știm de la bunicii noștri. Îmi pare rău că trebuie să spun de fiecare dată lucrul ăsta, numai că asta e situația și de fiecare dată când încerc să fac o comparație, fac așa un salt în trecut. Și spun că familia se spunea că este baza societății. Și este foarte adevărat lucrul acesta. Căsătoriile se făceau pe o foarte lungă durată în timp. În schimb, spre, eu știu, neșansa noastră, familiile acum durează foarte puțin în timp, se dezbină, rămân copii la unul din cei doi părinți și de aici o serie întreagă de lucruri neplăcute. Care credeți că este motivul care îi separă pe oameni? După ce doresc, că nu cred că se căsătoresc așa de dragul de a se căsători, să întemeieze o familie, chiar după un timp relativ scurt, un an, doi, se nasc un copil, doi, și se despart. Cred că nu mai au răbdare. De fapt, societatea e într-o viteză mult mai mare decât era pe timpuri și oamenii nu mai au răbdare. În trecut, cred că soții, atunci când interveneau probleme, aveau răbdarea de a repara ceea ce s-a stricat sau a început să meargă un pic mai greoi. Astăzi nu mai au răbdare să repare. Dacă întâmpină o dificultate, preferă să plece. Și au și, cum să zic, există și nefericitul sindrom al obiectului lucitor. În permanență au tendința de a vedea ceva mai frumos decât acasă. Nu mai au răbdare să repare. Nu mai au răbdare să comunice, nu mai au răbdare să caute acel ceva frumos care i-a unit inițial. Păi, se întâmplă. Domnișoara, dumneavoastră faceți parte cam din aceeași generație. Și totuși dumneavoastră vedeți altfel lucrurile, spre deosebire de marea majoritate.
probabil că provin dintr-o familie tradițională care a dat dovadă de această răbdare de-a lungul timpului și probabil că au reușit să-mi insufle și mie aceeași situație, să înțeleg raționamentul. Probabil că undeva și profesorii și-au rostul, că tot m-ați prezentat inițial ca profesor. Și-au rostul și profesorii. Trebuie să discute dincolo de, atunci când sunt în clasă cu elevii, să discute dincolo de materia și de domeniul pe care îl stăpânesc cel mai bine, să discute și un pic despre viață și să fie mai apropiați. Copiii se cresc, cum să zic, mult mai ușor în afară. În sensul că acceptă sfaturi de la străini mult mai ușor decât de la proprii părinți. Și atunci e bine să primească și din exterior ceea ce încearcă părinții să le ofere acasă. Și școala, credeți că se implică în momentul ăsta? În momentul de față, nu. Din nefericire, nu. Care e motivul care generează un astfel de comportament din partea profesorilor față de ele? Resursă umană nemotivată financiar. Și această lipsă de motivare financiară generează îndepărtarea cadrelor cu vocație de acest domeniu. Îmi permiteți să vă contrazic? Da, vă rog. Am înțeles că mama dumneavoastră este învățătoare. Da. Și dumneavoastră știți foarte bine că nici atunci, că nici acum de altfel, salariile nu au fost extraordinare. Numai că învățătorii noștri, profesorii noștri, aveau acea chemare către o asemenea meserie. Nu oricine este capabil să facă o astfel de meserie. Atunci se putea? Pentru că trebuie să spun că eu cu învățătorul meu, domnul Georgescu Mihail, Dumnezeu să-l ierte, mi-a fost părinte. În afară de învățător, educator, mi-a fost tată. Da, asta trebuie să fie, asta spuneam. Și să știți că nu primea foarte mulți bani. Dar primea foarte mult respect din partea societății. Exact. Primea foarte mult respect. Păi, învățătorul era acum pus la cel mai înalt, pe cel mai înalt, cea mai înaltă treaptă a societății. Exact. Revin cu ceea ce spuneam mai devreme, din cauza acestei lipse de motivație, financiară în primul rând, cei care au cu adevărat vocație profesională nu mai vin în învățământ. Iar cei care se angajează în zilele noastre sunt cei care nu găsesc un alt loc de muncă și atunci, neavând vocație, indiferent cât de bine îți stăpânești domeniul pe care îl predai, predai de la distanță, rece, transmiți niște informații goale. Eu mă gândeam că lucrurile stau puțin altfel, că cei care au vocație și simt chemarea către această meserie, că la urmă este o meserie, ar trebui să rămână în sistem și să lupte din interiorul sistemului să schimbe ceva. Da. Dar asta să nu însemne să lase deoparte vocația, să lase deoparte educația pe care trebuie să le transmită copiilor. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt, dar sunt foarte puțini. Pentru că, repet, nu au răbdare. Dacă găsesc ceva mai bun financiar, pleacă cei mai mulți. Nu mai au răbdare. Timpul nu prea mai are răbdare cu noi astăzi. Mă sperie pe undeva și să vă spun și de ce. În ultima perioadă se vorbesc că oamenii buni pleacă din țară, medicii ne pleacă din țară, profesorii ne pleacă din țară, inginerii ne pleacă din țară. De ce credeți că pleacă? Numai datorită banilor? Că sunt prost remunerați? Da. Și banilor și respectului sau atitudinii pe care o are societatea față de ei. Un profesor este privit, nu știu, poate că le respectă în anumite situații elevii. Dacă este într-adevăr un profesor de vocație și un profesor apropiat, îl respectă elevii. Dar atât, nu e văzut de societate ca atare. Păi și nu credeți că asta e cea mai mare răsplată, respectul pe care elevul atribuie profesorului? Pentru că eu, tocmai despre lucrul ăsta vreau să vorbim puțin, în sensul că elevii nu mai sunt atât de respectoși pe cât erau ceilalți. Acum, așa cum spuneați dumneavoastră, trăim într-un secol al vitezei, al informației. Acum, informația, dacă nu este selectată, naște monștri. Și, sincer vă spun, am stat de vorbă cu copii, stau de vorbă cu ei, am avut într-o perioadă a existenței mele copii care au ieșit după băncile școlii și cu regret o spun, foarte, foarte prost pregătiți. Ori, faptul că ies după băncile școlii foarte prost pregătiți,
nu este o justificare pentru profesori. Că sunt prost plătiți. 100%. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă profesorul și-asumă să preia acel loc de muncă, trebuie să și-l îndeplinească ca atare. Cred. Indiferent de suma pe care o primește. Dumneavoastră, până de curând, a fost director adjunct al liceului Ion Maiorescu. Stăteam de vorbă în emisiunea trecută cu un alt profesor, dar de data aceasta Ion Vasilache, profesor de sport, care spunea că nu este normal ce se întâmplă cu cele două licee, se referea la liceul Ion Maiorescu și liceul numărul 2 Tudor Vian, da? Unde se face o selecție și toți copiii buni ajung acolo, iar copiii mai puțin pregătiți ajung la celelalte licee și asta justifică și promovabilitatea la BAC, faptul că acolo sunt numai elevi buni, iar în celelalte licee ajung copii nu foarte bine pregătiți. Și atunci spunea domnul profesor că ar fi bine să se reducă numărul de clase la colegiul Ion Maiorescu ca să poată ajunge și copii buni la celelalte licee. Credeți că este o soluție? Nu știu, e discutabil, pentru că până la urmă liceul își creează un renume și vă dați seama, acum îmi puneți o întrebare la care trebuie să răspund subiectiv. Eu fiind profesor al Colegiului Național, e destul de dificil ce mă întrebați. No, pentru noi este o reală bucurie faptul că se mărește numărul de elevi și atunci evident că ne convine să mărim numărul de clase. Să știți că nu, aș vrea să vă contrazic în privința elevilor bine pregătiți și slab pregătiți. Eu am lucrat și cu elevi de la Maiorescu, dar și cu elevi de la chimie. Am lucrat și cu elevi de la economic, și cu elevi de la marin, și cu elevi de la Tudor Vian. Și vă spun că se poate lucra cu absolut oricare. Și vă mai spun că nu copiii sunt de vină. Nu sunt copii mai puțin respectoși sau mai puțin politicoși. Copiii nu trebuie priviți de sus. Sunt copii care au ceva mai multă personalitate. Iar profesorul nu trebuie să fie așezat pe acea la catedră undeva deasupra elevilor. Profesorul trebuie să stea în mijlocul lor și să vorbească cu ei. În cei 10 ani de când predau, să știți că am învățat foarte multe de la elevi. Am învățat eu personal foarte multe de la ei. În momentul în care reușim să comunicăm asemenea unor prieteni, vă spun sigur că intervine și respectul, și politețea, și dorința de a învăța. M-a oprit la un moment dat cineva pe stradă să-mi spună că mulțumește pentru că fiul persoanei respective a început să citească. Depinde cum abordăm problema și revenim din nou la vocație. Dacă facem ceva pentru că ne place, ne punem sufletul pe tavă acolo, în mijlocul copilului. Și nu există copii răi. Și nu există copii imposibil de educat. Sub nicio formă. Nu există. Eu n-am întâlnit. E adevărat că n-am o carieră foarte mare, dar eu n-am întâlnit copii imposibil de educat. Și aș putea să vă dau foarte multe exemple, n-aș vrea să dau numele lor pe post, pentru că sunt câteva experiențe interesante pe care le-am avut cu copii, să-i numesc eu așa, dificili. Cel puțin în cadrul colegiului. Da, nu-mi permit să vă contrazic, nu sunt în sistem, nu știu foarte multe lucruri decât ce îmi spun ceilalți profesori. Iar noastră sunteți un caz excepțional. Și spun că sunteți un caz excepțional pentru că sunteți printre puținii profesori care nu se plâng de comportamentul elevilor, care spun că au un comportament din ăsta mai vulcanic, mai temperamental, mai greu de stăpânit în timpul orelor. Este un alt fel de temperament, nu mai greu de stăpânit. Se stăpânește un pic altfel, nu-i mai greu. E doar altă metodă, pentru că s-au schimbat. Fiind o generație nouă, copiii se comportă altfel și atunci trebuie să-i abordăm pe linia lor. Am înțeles. Interesant. Trebuie să ne apropiem. De ce colegii dumneavoastră nu, nu vă fură? Zice că meseria se fură. Să fure de la dumneavoastră și să se comporte tot ca și dumneavoastră și în felul ăsta n-ar mai fi copii răi, ar fi numai copii buni? Cred că au un pic cam mult orgoliu al profesiei și al vârstei. Mulți au acel orgoliu al profesiei. Spun, eu sunt profesor, eu am pixul, catalogul e la mine. Adică trebuie să nu mai există această delimitare între profesor și elev. Și vă spun sigur că respectul apare. Înțeleg că vă iubiți foarte mult meseria. Da. Dar puteți să fiți în același timp mama doi copii, mamă, o formă din asta de mamă, pentru că mama e cea care
pe mine mama m-a educat, care educă copiii la școală, și mai aveți timp să fiți și președinte asociației Uniți pentru Giurgiu. Care e scopul lucrativ al acestei asociații? E un proiect de suflet. Asta chiar e un proiect de suflet. Scopul e în titlu, se înțelege din titlu. Tot ce facem, facem pentru municipiu. Suntem o mână de oameni, zic eu, inimoși, care ne implicăm în toate proiectele posibile, de toate tipurile. Am adunat alături de noi foarte mulți voluntari, foarte mulți voluntari, foarte mulți giurgiuveni dispuși să participe la anumite proiecte, indiferent că pot sau nu financiar vorbind. Pentru că nu întotdeauna, nu totul este despre bani. E nevoie și de implicare, de participare la evenimente, de susținut copii, de lucrat cu ei, de jucat cu copii, de ajutat bătrânii. Sunt foarte multe proiecte care se pot face cu bani puțini și schimbă oarecum și destinele oamenilor și soarta lor și viața lor de zi cu zi. Da. Interesant. Am auzit pe surse. Da, că așa e la modă. Da. Anul trecut ați avut un grup de 16 copii pe care i-ați meditat, da? Pentru examenul de bacalaureat, din care decât un singur copil a ratat bacul, dar nu la ce ați pregătit dumneavoastră, și că una dintre fetele care au fost pregătite de dumneavoastră la meditații este studentă la medicină, da? Da, da. Și-a luat 10 la română, la examen de bacalaureat. Dar îmi permis să vă corectez, sursele n-au fost tocmai corecte. Am avut 46 de copii anul trecut. Îmi pare rău. Deci 16 sunt anul acesta. 16 sunt anul acesta. Și 46. 46 au fost anul trecut. Chiar lucram la un moment dat în mai multe zile diferite, trebuia să împărțim pe grupe, n-aveam cum să lucrăm cu toți odată. Și da, într-adevăr, o fetiță, spre surprinderea noastră, a luat 10 la română, 10 la matematică și 9,80 la biologie. Și este studentă la medicină acum. Am înțeles că acești copii sunt copii care provin din familii cu probleme financiare pe care dumneavoastră i-a meritat. E un lucru extraordinar. Mi-aduc aminte, vedeți, tot. Memoria afectivă. În cadrul liceelor, da, după ore, existau săl din asta mare de bibliotecă, unde copiii rămâneau și făceau meditații cu profesorii unde la, anumite materii erau deficitari. Și profesorii stăteau și făceau meditații cu copiii. Se mai practică acest lucru? În teorie, da. Este un proiect regăsit în toate liceele, din câte știu eu, numai că nu prea mai rămâne școală după școală, chestia aia? Nu. Ore de pregătire suplimentară. La final de program, de multe ori anunță profesorii, lucrăm astăzi la istorie, lucrăm... Numai că nu prea participă copiii, pentru că din nou este ceva impus. Rămâneți... Nu știu, că nu vor să rămână de teamă. Trebuie atrași cumva, ajungem din nou la aceeași poveste, ei trebuie să vină de bună voie. De asta cum ați reușit să-i atrageți pe copii ăștia să vină să facă meditații? Ce le-ați promis? Nu le-am promis nimic. Și atunci cum ați reușit să-i determinați să vină, să bată, să ia la orașul la da, picior, chiar să la vină? Picior, unii vin așa? Din capătul celălalt al orașului. Tocmai, și atunci? Cred că au venit de curiozitate inițial câțiva, mă gândesc. Da. Au văzut că atmosfera e plăcută, că discutăm orice, că vorbim liber, că le povestesc ce au nevoie să afle suplimentar. Cred că de atmosferă, că e plăcută, că e o școală făcută într-o atmosferă mai relaxată decât la școală. Nu știu, n-aș putea să vă spun. Sunt copiii mei toți. Eu chiar mă adresez lor cu mami. La un moment dat chiar mă gândeam că poate este un instinct care mi s-a trezit după ce am născut doi copii. Nu e o diferență probabil tocmai mare între dumneavoastră și elevii pe care îi aveți de vârstă, dar nu e rău. Să le spuneți. Chiar astăzi, că vă întrerup un pic, astăzi am avut o zi de pregătire la română și spre surprinderea plăcută au mai venit încă 4 elevi noi, care au apărut pentru că au discutat cu o colegă de-a lor care a venit la pregătire și au zis că vor să vină și ei. În urma relatărilor pe care copiii sunt toți elevi la Maiorescu, nu, care vin la meditație? Avem și de la Economic și de la Tudor Vianu și de la Maiorescu.
Și cred că de la Marina 2, nu știu sigur, nu mai știu sigur. Nu știu de unde sunt, îi știu doar de pe nume. Cât timp vă răpește acțiunea asta? Depinde. Sunt săptămâni în care lucrăm 3 zile, săptămâni în care lucrăm 2 sau 4, în funcție de și de programul meu. Câte 2-3 ore pe zi, să terminăm așa ce ne propunem într-o zi. Tot în cadrul acestei asociații, am înțeles că aveți vreo 40 și ceva de copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, care ați făcut un fel de ateliere din asta de pictură, da? Da. Și... da, nu de pictură, de creație, facem de toate. Și inclusiv teatru, am înțeles. Da, și teatru, și lectură, și matematică distractivă, și pentru mine a fost un soi de provocare, pentru că e mult mai dificil să lucrez cu cei miști decât cu cei de liceu, mult mai dificil. Nu știu, nu-mi imaginam că răsplata poate să fie mai mare decât cea pe care o primisem până atunci. E... duminica e ocupată cu astfel de proiecte, duminica mea, toate duminicile sunt ocupate cu aceste ateliere de creație care se întind de multe ori pe 4-5 ore, având în vedere că lucrăm, confecționăm și ei se mișcă încet și trebuie să treci pe la fiecare și învățăm cântecele și mai mâncăm o prăjiturică, mai bem un ceai. Am înțeles că ați și sărbătorit de curând un copil. Nu un copil, am sărbătorit 6, cred. La sfârșit de fiecare lună îi sărbătorim pe cei născuți în luna respectivă. Și luăm un tortuleț, 2-3, în funcție de cât de mulți sunt, ca să ne ajungă tuturor. E un eveniment deosebit. Nicolas, Daria, bine, e micuță, n-are decât 11 luni. Nu vă ceartă? Nu vă simte lipsa? Simte lipsa. Eu sper că reușește tatăl lor să compenseze absența mea atunci când nu sunt. Am înțeles că și tatăl, Adrian Meclea, e implicat într-o un gen din ăsta de acțiune cu fotbalul, cu sportivă, mini-fotbal, da? Ați terminat deja un tur, acum începe turul 2 sau partea 2? Da, în aprilie începe din nou, da. Chiar discutam zile trecute că o să fie o perioadă mai dificilă pentru noi, că vom fi amândoi angrenați în proiecte. De asta v-am și întrebat. Ce face Nicolas și Daria? O să ni le programăm de așa natură încât unul să fie tot timpul acasă. Sau o să mai apelăm din când în când la bunici. Problema noastră este că bunicii sunt încă în câmpul muncii și sunt ocupați și ei la rândul lor. Și atunci ne descurcăm. La minut pleacă unul, vine celălalt. Este singura soluție. E frumos, e o viață plină. E viață plină. Eu cred că v-am văzut, de câte ori vă văd pe dumneata și pe sud, văd că aveți o trăire extraordinară și asta nu poate să fie falsă. Dacă cineva încearcă să provoace o astfel de stare, se simte că nu ceva normal. Dar dumneata și la soț, nu oricât de rău ar fi unul rău intenționat să spună ceva care să nu fie conform cu realitatea, nu are cum, pentru că se simte apropierea dintre dumneavoastră și soț. Sunteți o familie frumoasă, vă spun eu. Mulțumesc, și am experiența unei familii, pentru că mie îmi distruge copilăria soția de vreo 30 de ani. Îmi place, îmi doresc ca familia să rămână familie pentru totdeauna, până când Dumnezeu hotărăște că unul dintre noi trebuie să plece. Dar numai Dumnezeu e cel care poate să stabilească acest lucru. E nevoie de comunicare. E foarte multă comunicare. Pe noi ne prinde dimineața, de multe ori stând de vorbă. Cât de obosiți suntem, de multe ori simțim nevoia să stăm de vorbă noi doi. Comunicarea e cheia, cred. Nu știu, la noi funcționează. Atunci spuneți-le și la ceilalți tine că este extraordinar de importantă comunicarea și că trebuie să învețe că atunci când unul, are o problemă și e puțin mai iritat, celălalt să înțeleagă, să-l accepte așa cum e, și să meargă înainte, pentru că viața e un soi de curcușuri cu coborâșuri și dacă nu găsim o cale din asta de înțelegere, se poate rupe foarte repede. Ce vreau eu să vă întreb legat de sistemul de învățământ, de salarizare nu mai vorbim că e proastă, de faptul că profesorii, colegii noastre nu sunt suficient de implicați și de motivați. N-aș vrea să fiu înțeleasă greșit. Sunt foarte mulți profesori implicați. O parte.
Da, sunt foarte mulți profesori pentru care eu personal am tot respect. Am înțeles. Atunci răspundeți în următoarea întrebare. Giurgiu nostru e pe ultimul loc din toate punctele de vedere. Dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine. Când e să se facă o statistică, să spune așa. Din punct de vedere al vieții sociale, Giurgiu e pe ultimul loc. Realizări economice, Giurgiu e pe ultimul loc. De ce și în învățământ Giurgiu trebuie să fie pe ultimul loc? E un problem mai complicat, dar o explicație să știți că este. Și una rațional. Până acum ceva timp existau școli profesionale și licee teoretice. Da. Mai nou, în Giurgiu erau doar două licee teoretice, toate celelalte erau profesionale. Toate s-au transformat mai nou în licee teoretice. Toți cei care ar fi trebuit să termine o meserie, să iasă cu o meserie, sunt nevoiți astăzi să dea bacalaureatul la rând cu cei care termină un liceu teoretic. Ele nu întâmplător au fost așezate licee teoretice, unde se duceau cei buni, și vorbim fizică, aici da? De cele două, de Maiorescu și de Tudor Vianu, și aceștia erau, trebuiau să dea un bacalaureat, și școlile profesionale sau liceele profesionale unde, sau școlile de arte și meserii cum erau de aia era școală profesională. Da, o școală profesională. Da. Erau și licee cu specialitate. Dar da? Oricum acești copii nu dădeau bacalaureat. Ba acești da, copii ba da. Aveau un cei de la un școlile sistem. Profesionale nu dădeau da, examene, da. Dar cei care, spre exemplu, făceau veterinar, dădeau bacalaureat. Da, cei care făceau, eu știu, prelucători prin nașchiere. Dar, dar ei dădeau într-un alt sistem. Deci ei dădeau, acum toți dau la fel. Deci nu matematica și fizica, deci se dădea la un liceu cu profil uman sau un profil real, același lucru se dădea și la un liceu tehnic. Numai școlile profesionale dădeau un examen diferit față de licee. Bun, și atunci acești copii da? Care ar fi trebuit să fie în școlile de meserii da? Sunt astăzi la licee teoretice. Da. Ei teoretic n-ar trebui să dea bacalaureat, pentru că asta e, societatea împărțită. Cineva trebuie să practice da. Și o meserie, cineva trebuie să fie inginer. Da. Și atunci procentul cred că de asta scade, pentru că spre deosebire de orașele mari unde au fost întotdeauna mai multe licee teoretice, în Giurgiu nu au fost decât două. Toți ceilalți care au venit peste sunt, cred eu, e diferența de procent. E o explicație și nu prea. Dacă procentul ar fi fost de cel puțin 60% promovabilitate la liceu și 40% unii care nu au promovat, era o explicație merge. Ce spuneți dumneavoastră. Sau chiar 50-50. Dar când promovabilitatea e de 90% nepromovabilitate și 10% promovează, deja este un mare semn de întrebare pentru sistemul de învățământ giurgiuvean. Aș putea să mai răspund, dar să intru în politică sau nu? Haideți să intrăm în politică. Ne trecem așa de la familie la politică și de la asociații umanitare. Păi stați puțin, că telespectatorii noștri trebuie să știu următorul lucru. Noastră sunteți și vicepreședinte al organizației femeilor liberale la da. Nivel de municipiu, da. Nu? Și atunci, de ce n-am vorbit și de puțină politică? Chiar, vedeți? Acum mă gândesc. Deci, mamă, profesoară, președinta Asociației Uniți pentru Giurgiu și om politic. E foarte frumos. Cum poți să faci patru într-unul? Sper să le fac bine, nu știu, eu zic că le fac bine pe toate. Da, e foarte frumos. E foarte frumos. Da. Atunci, de ce te-ai implicat în politică? Am doi copii. Îmi doresc ca acești doi copii să rămână acasă. Nu știu dacă neapărat în Giurgiu, dar vreau să rămân acasă. Nu vreau să plece din țară. Nu vreau să fiu nevoită să-i sfătuiesc să facă asta mai târziu. Pentru că în condițiile în care probabil i-aș vedea nemulțumit sau nerealizat sau nefericit, i-aș sfătui să plece. Din acest motiv, cred că e foarte ușor să criticăm. În general spunem, politica e așa, oamenii nu fac, nimeni nu se implică. Ne implicăm și încercăm să schimbăm noi cât putem, fiecare cât poate în dreptul lui. Uite. Cum te implici dumneata în politica liberală să-ți aduci aportul ca lucrurile să se schimbe? Ce faci? Păi, în primul rând, mă gândesc la nivel de municipiu. Fiind la pe municipiu, lucrez pe nivel de municipiu. Da? Nu știu dacă ați văzut și dumneavoastră că municipiul Giurgiu de ceva timp nu prea are primar. Eu personal am văzut că nu are. Da, dumneavoastră sunteți reprezentați presă și atunci trebuie să fiți imparțial. Eu îmi permit să nu fiu.
Locuiesc într-o zonă unde nu pot să ies pe stradă cu copilul pentru că sar câinii în față. Și atunci nu ies decât dacă plec cu soțul cu mașina, în parc sau undeva, nu ne putem deplasa. Stau la curte și nu pot să ies în curte pentru că mă terorizează vara țânțarii. Și observ în același timp, în jurul meu, cum fondurile noastre, că-s banii noștri, pentru că și noi suntem contribuabili, ca toți ceilalți, se duc pe proiecte pe care le ia apa. Cu ghilimele sau fără ghilimele, cum doriți dumneavoastră. Eu cred, nu știu în ce măsură cred în proiectele liberalilor pe care nu le cunosc foarte bine, e adevărat, încă sunt în, mă documentez pe linia aceasta, dar cred într-un om care a ales acest proiect și atunci mă alătur proiectelor dumnealui pentru că îmi doresc ca dumnealui să fie cel care să conducă acest municipiu pe linie de administrație, pentru că știu ce poate face și ce proiecte are și mă refer la domnul Florian Nicolae. Asta e implicarea mea pe această linie. Fac tot posibilul ca lumea să știe ce poate să facă și ce își dorește să facă. Și sunt convinsă, cred în acest proiect. Și sunt convinsă că în felul ăsta, e adevărat, sunt foarte multe de schimbat în municipiul Giurgiu, dar cred că odată ce se schimbă un pic mentalitățile oamenilor și speranța, recâștigăm încrederea oamenilor, oamenii sunt dispuși chiar să facă și ei și să muncească împreună, dar să vadă ceva și să știe pentru ce. Ori în măsura în care 4 ani de zile nu vezi nimic, oamenii sunt dezamăgiți, oamenii sunt triști, oamenii sunt... Mă uit de foarte multe ori în ochii copiilor care vin duminica la atelierele de creație și văd că sunt copii necăjiți, mulți sunt copii necăjiți. Văd cum se uită la o prăjiturică pe care o cumpărăm noi. Și mă gândesc în același timp la norocul pe care l-am eu, că le pot asigura copiilor mei mai mult, sau cel puțin strictul necesar. Și îmi dau seama că acei copii n-au nicio vină și că se poate face ceva pentru ei, sunt convinsă că se poate face. Sunt convinsă că există bani suficient să se investească în tot ce înseamnă acest municipiu, care e mic. E mic și se poate face de la cap la coadă. Poate să fie o bijuterie de oraș. Interesant. Dumneavoastră nu vă place să vă plimbați, eu știu, în croazieră? Oho, aș vrea. Deocamdată, din salariul de profesor nu se poate. V-ar place să vă duceți într-o stațiune din asta de schi, unde nu ajunge decât lumea bună? Da, știu la ce vă referiți. E... Da? Credeți dumneavoastră că astfel de lucruri sau, eu știu, de plăceri pe care ți le oferi, le poți realiza din salariul de primar? Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. E, da... Doamna dumnealui mai are și niște afaceri. Da, de informațiile astea nu le am. Eu văd doar ce se întâmplă și îmi dau seama că da. Nu e un lucru bun. Dar probabil că sufletul dumnealui nu e aici. Nu e giurgiuvean și atunci... Eu, în timp ce vorbeați dumneavoastră de tristețea orașului, de suferința copiilor și, eu știu, pofta cu care mănâncă o prăjitură pentru că părinții nu le pot oferi, mă gândeam acum la legănuțele și locurile de joacă pe care le-a făcut primarul în Giurgiu. Nu spun că nu sunt bun. Nu. Dar nu erau o prioritate. Mă gândeam la canalul Cama. Canalul Cama, unde o să trebuiască să avem niște bărcuțe cu sau fără vele, nu știu. Și îi vedeam pe oamenii ăștia care sunt, nu amărâți, foarte amărâți, care se gândesc astăzi dacă vor avea bani de pâine mâine. Și mă gândeam cât de fericiți o să fie ei când o să se plimbe pe acolo, pe promenadă, cu mațele Gheorgheni sau nu știu ce așa. Și uitându-se la cei care au posibilitatea că se plimbe cu bărcuța, mă gândeam la... Ați văzut, ați mai fost de curând pe șoseaua București? Da. Astfel? Cred, da. Erau 40-50 de autocare oprite, au blocat circulația. Erau excursioniști care se duceau la Ciupercocoli, baia de acolo. Ah, da, 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 da. Se întrebe, domnule, ce se întrebe? Nu știu. Ce se întrebe? Unde e făcut, sau unde s-a făcut canalul Cama? Nu? Sau unde s-a făcut piața Peștelui Gros? Pentru că obiective turistice
atât de importante în Giurgiu, eu nu văd încât se necesite să cheltuim 150 de euro. Sigur, cineva va spune că sunt bani europeni. Ca să aruncăm așa banii, așa cum a spus dumneavoastră, pe apa canalului, ca să nu spun pe apa sâmbetei, banii care mai devreme sau mai târziu, dumneavoastră, copiii dumneavoastră, da, posibil să e plătească datoriile, da, care se fac acum. Uitați că avem și mesaje și zice, scrie cineva, nu știu ce, eu sunt dator să citesc. Foarte bună strategia politică a domnului Velicu. Bravo lui! Și pentru această emisiune de la începutul campaniei rămâne primul realizator în inimile telespectatorilor. Cred că se referă la emisiunea anterioară, înaintea emisiunilor. Acum, altcineva. Felicitări, Alina, pentru tot ceea ce faci pentru orașul nostru. Uniți pentru Giurgiu. Întrebare. Ce părere aveți despre inspectorul Gigi Oprișan? Nu se vede, nu s-a văzut nimic bun în învățământul giurgiuvean. Nu credeți că ar trebui înlocuit cu cineva mult mai competent decât însul? Îmi pare rău, cei care trimit astfel de mesaje nu au simțul responsabilității să și semneze. Da, nu e o problemă. Îl cunosc destul de bine pe domnul inspector general. Nu știu dacă vina este neapărat a dumnealui. Deci nu are, din punctul meu de vedere, întrebarea este... Sunteți la sentimentul meu. Nu, deci da, dumnealui, din câte știu eu, își face datoria acum. Trebuie, nu, învățământul nu se schimbă de la inspectorul general. Adică e o... Știți ceva? Mi-ar place să întâlnesc oameni politici așa cum sunteți dumneavoastră. Pentru că... Nu știu dacă domnul Gigi Oprișan e PSD sau nu, dacă e membru sau nu, dar are oarecare implicare cu PSD-ul. Da, da, da. E, dumneavoastră sunteți într-un partid de opoziție a PSD-ului. Asta nu înseamnă că nu trebuie, dar, să recunosc exact, meritele dumneavoastră. De ce nu se comportă toți oamenii așa? Pentru că în condițiile în care oamenii ar lăsa deoparte răutățile astea gratuite, fac parte dintr-un partid sau din alt partid, și ar reuși să stea de vorbă și să creeze, să realizeze lucruri comune pentru locuitorii acestui oraș, cred că nu am mai fi la coada clasamentului. În niciun clasament. Vă felicit pentru modul cum dumneavoastră ați prezentat această problemă. Sincer. Da, mulțumesc. Problema e că mulți dintre oamenii politici, mulți, nu știu, o parte, să nu dau procente eu, au scopuri personale pentru care sunt în politică. Politica se face pentru un scop comun. Indiferent de culoare, trebuie să existe un scop comun. Majoritatea politicienilor au un scop comun. Persoanele de față se excluz. În care interesul personal primează. Vedeți și dumneavoastră pe posturile naționale de televiziune. No. Ce au făcut? Așa zis și politicieni. Pentru că sau pot să le spun politicien, dar fără să spun om politic. Voi disocia omul de politician. Dacă nu ar exista astfel de cacaleri, astfel de jigodi în politică, și ar fi oameni curați, oameni verticali, oameni care să nu urmărească interesul personal, vă spun în mod sincer, eu cred că nu e prea târziu ca România să-și revină. Și eu cred. Dar dacă lucrurile vor continua în același fel, eu am o vârstă. Nu mă mai aștept de acum încolo la un trend ascendent în viața mea. Dar mi-aș dori ca copilul meu, care e mai mare, dumneavoastră, copiilor dumneavoastră, să le fie bine. Ori pentru acest lucru sunt necesari oameni ca dumneata. Și am mai identificat eu mai mulți, dar nu mă apuc acum. Pentru că sunt chiar și din alte partide, să știți, oameni tineri, oameni frumoși, da, care nu știu dacă aș avea posibilitatea să-i strâng pe toți la un loc, cred că aș face cel mai frumos și puternic partid din Giurgiu. Da? Da, aici intervine responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Și implicarea. Trebuie să fim mai puțin pasivi. Să ne implicăm în politica asta urâtă pe care o condamnăm și o
trebuie să ne implicăm. Întrebare. Aveți cumva informații ce se va întâmpla în viitor apropiat cu liceul de chimie? Este pe punctul de a se desființa Andrei M. Da, nu cunosc detalii, este o situație foarte controversată acolo. Din nefericire, sunt informații pe care chiar nu le pot da acum, pentru că nu sunt informații, cum să zic, pe care să le pot dovedi. Sunt doar discuții pe care le-am avut. E o situație controversată. Din câte știu eu, nu se va desfința, se va transforma într-un alt fel de liceu, nu știu, un liceu sportiv. Dar, repet, nu am nimic, nicio certitudine și nicio... Da, e o situație foarte controversată acolo. Este. Se poate face o întreagă poveste despre situația acestui liceu. Eu știu câte ceva din ce se întâmpla cu ani în urmă, când colegi de la chimie sunau după elevi să-i aducă la școală ca să-și poată menține clasele. Adevărul e că făceau niște eforturi destul de susținute și reușeau. Reușeau să țină aproape elevi care poate că ar fi renunțat la școală altfel. Da, e o situație dificilă cu liceul de chimie. Sunt foarte mulți copii care renunță la școală, nu pentru că nu le-ar place să învețe, ci pentru faptul că părinților nu au posibilitatea să-i țină sunt. În școală. Sunt. Noi vorbim de un învățământ gratuit, dar practic ne mințim. Da. Pentru că învățământul nu este tocmai gratuit și necesită o sumă de considerabilă. Știți că vorbeam puțin mai devreme despre eleva pe care am pregătit-o și este studentă la medicină. Ea venea de undeva de la țară și spunea, vreau să fac și eu niște cursuri, nu știu, de farmacie, că am discutat cu ea, hotărârea de a da la medicină a luat-o acolo. Pentru că nu am eu șanse să intru la medicină, pentru că știți, nici nu-mi permit să vin, nu-și permitea nici măcar să vină la toate orele de pregătire pe care le făceam noi, că trebuia să vină de la țară în Giurgiu. Și am sfătuit-o să încerce. A intrat la buget. Dar ideea este că i-a plecat deja de acasă cu această mentalitate, eu vin de la țară, nu știu dacă pot, nu știu dacă am șansa, nu prea avea susținere din partea nimănui, măcar psihic așa să fie puțin încurajat. Deci contează foarte mult și cu ce vin de acasă. Sunt foarte mulți copii cu medonșoara. Da. Sunt foarte mulți, numai că societatea noastră în care trăim acum, nu știu, eu sincer vă spun, încerc, mă străduiesc să găsesc o explicație la ce se întâmplă și de ce trăim așa prost. Și nu am găsit o explicație care să mă mulțumească pe mine, ca să eu să pot la rândul meu să vă transmit și la să nu. Nu găsesc decât, eu știu cel mult că de la o formă de comunism din asta sau socialism ce era, am ajuns neocomuniști, o altă formă din asta amestecat, de așa, o... distrugerea psihicului. Da. Pentru că mă uit la emisiunile TV și nu văd altceva decât atentate directe la psihicul omului. Nu e dată să nu văd că s-au produs evenimente din astea de genul crimă, furturi, violuri, toate aceste lucruri atentează la psihicul meu și cred că la psihicul tuturor oamenilor. Da. Cred că mi-ar place să văd la emisiune TV, eu știu, emisiuni culturale, emisiuni educative, emisiuni informative, dar genul de emisiuni pe care sunt nevoi și sunteți și dumneavoastră nevoite să le urmăriți, eu știu, nu știu cât timp mai aveți să vă mai uitați și la televizor. Noi uităm la desene animate de obicei. Da. Și eu am avut o perioadă când mă uitam la Mate Dene. Da. Nu știu ce se poate face, dar cred că așa cu oameni ca dumneavoastră se mai pot schimba lucrurile și de-aia încă mai sper că se poate face ceva. Legat de administrație, a spus dumneavoastră că nu sunteți mulțumite de felul cum arată orașul. Nu vă întreb ca și politician, vă întreb ca cetățean al acestui oraș. Locuiți la curte? Da. Aveți copaci în curte? Da. Pomi, nu știu. Da. Și fructiferi și... Da. I-ați toaletat, mă nu-i. Da.
Nu i-ați chinuit așa cum sunt chinuiți copacii ăștia din oraș acum? Să știți că n-am adus pe vreun specialist, dar ne-am documentat și noi înainte. Așa. Înainte de a-i tunde, mai așa. Exact soțul meu. Așa. Nu, asta știm și noi, că ce s-a întâmplat în oraș e un soi de crimă. Spune, dar de ce bătaia asta de joc? Pentru că e atentat la viața noastră. Așa. Pentru că nu e cazul ca noi să nu știți, sunteți profesori, ci copacii ăștia au un rol extraordinar în viața noastră. Ei consumă bioxidul de carbon și dau în schimb oxigenul, da? Dacă tu îl toaletezi și rămân câteva crăcuțe acolo, care o să intre probabil în vegetație, nu știu dacă vor mai intra în vegetație, nu îmi fur din oxigenul meu? 100%. Exact. Și atunci de ce atâta răutate, de ce atâta prostie, ca să-i spunem pe față? Ce credeți că poate determina o astfel de bătaie de joc? Că practic își bate joc de noi. Deci o afirmație aș putea să o fac, dar este răutăcioasă și mă abțin pentru că tonalitatea emisiunii a fost alta. Pot să spun doar că nu știu, marile orașe sau orașele conduse sau administrate cum trebuie au o zonă de protecție, zonă de protecție verde, zonă verde care înconjoară orașul. Iar această zonă calculată și cu suprafața parcurilor reprezintă, este de așa natură făcută încât să asigure oxigen pe numărul de populație al acelui oraș. Exact. Adică, pe lângă faptul că îngrijesc ce au tot timpul grijă să aibă suprafață verde suficientă să asigure oxigenul necesar fiecărui locuitor al acelei comunități. Ori la noi, în mod cert, nu putem să vorbim de această zonă de protecție, nu putem să vorbim nici măcar de o siguranță. Am văzut zilele trecute, am și scris lucrul ăsta în parcul de la Steaua Dunării, parcul Tineretului, am înțeles că se numește. Da, da. S-au scos sute de copaci de acolo. Copaci care de-abia au... Nu știu, nu există organisme de control care să poate să stabilească unilateral, așa, cu de la ține putere, scot copaci ăștia, că așa vreau eu. Eu știu că trebuiesc niște aprobări, niște autorizații luate de la, eu știu, de la mediu, de la... Cum poți să-ți permiți să defrișezi așa, fără să ceri o aprobare? Cum? Trăim în țara lui Papulă Vodă? Ce probabil întâmplă? Că am aprobări. Să aibă aprobări? Nu știu, mă gândesc, nu știu despre asta, nu știu, pentru că nici măcar n-am aflat. Asta e informație nouă, ce îmi spuneți. Referitor la politică, am susținut-o pe Alina pe această linie, fiindcă mă regăsesc și amândoi rezonăm cu ceea ce marele Platon spunea cândva. Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viața politică este aceea că vei ajunge să fii condus de inferiorii tăi. Bănuiesc că știți cine v-a trimis mesajul. Este domnul Adrian Meclea, care face, uite, citate din Platon. Deci ăsta e motivul pentru care v-ați implicat în politică? Da, ca da. Să nu fiți condusă de inferiorii noastre? Da. Nu putem să condamnăm nimic până nu facem noi ceva. Păi, să știți că va trebui să duceți un război de lungă durată. Eu știu că Napoleon a spus că fiecare soldat poartă în raniță un baston de mareșal, dar ca să puteți ajunge în vârful ierarhiei, aveți un război lung cu monștrii ăștia care dețin în acest moment putere. E o caracatiță din asta care, cel puțin din ce văd la televizor, mă îngrozește. Este inadmisibil să spui ca și politician, deci un politician, nu-i dăm numele, că nu așa, să spună că el și-a dorit și ca educație din familie să fie un om cinstit, dar intrând în politică și trăind alături de ceilalți, nu a reușit să mai fie un om cinstit. De asta vă spun că va trebui să... E o luptă pe care mi-o asum. Sunt convinsă că dețin arme pe care ei nu le au. Eu am răbdare, am susținere. Susținere din partea soțului. Susținere din partea celor apropiați și susținere, zic eu, din partea lumii. Pentru că... cumva, înainte de a ne aștepta să primim, trebuie să oferim. Și eu cred că sunt capabilă să ofer foarte mult. Și sunt dispusă să fac asta. Chiar dacă îmi răpesc din timpul pe care l-aș putea petrece lenele. Am văzut că oferiți chiar mai mult decât se poate oferi. Pot prin mai activitățile mult. Pe care le faceți, da?
mie unul, sincer vă spun acum și eu sper să nu ne mai audă nimeni, nu cred că aș fi capabil să depun efortul pe care depun. Dar dumneavoastră este stăzut. Ba, sunt convinsă că aș putea. Nu știu dacă aș putea. Sincer, vă așteptăm la asociație să vedeți ce frumos e voluntariatul. Sunt convins că este frumos voluntariatul. Îmi place să ajut oamenii, dar în momentul ăsta singurul lucru pe care pot să-l fac ca să-i ajut pe oamenii să le spun adevăr. Este esențial. I-am spus și primarului Barbu, chiar am scris lucrul ăsta, că nu cei care sunt în imediata lui apropiere și curăță scamele imaginare după sacului sunt prieteni. Mai degrabă mă poate considera pe mine prieten care îi spun atunci când greșește și îi spun că nu este un bun primar. Și ca să nu cadă în ridicol, ar fi bine să se reorienteze și să nu încerce să mai păcălească oamenii, să-i mintă și să le spună lucruri pe care el este conștient că nu le poate realiza, pentru că vorbeam de vocație. Eu cred că și să fii primar trebuie să ai vocație pentru așa ceva. Trebuie să fii din mijlocul oamenilor. Da. Să trăiești cu oamenii, să fii într-o simbioză cu ei. Pentru că dacă tu stai pe un piedestal din ăsta și tu vezi altfel lucrurile de la înălțimea la care stai tu și aerul e mai ozonat acolo unde ești tu și nu vezi plebea, nu poți să fii primar. Dacă nu interacționezi cu oameni, dacă nu le cunoști nevoile, problemele, greutățile cu care se confrunt, nu ai cum să fii primar. Nu ai ce căuta acolo. Vreți să vă spun ceva? Legat de domn primar. În urmă cu câțiva ani s-a produs un accident în zona Rudar. Și am scris, l-am interpelat pe primar și am spus, e o crimă ce se întâmplă acolo. Trebuie făcut un trotuar. Nu putem face, domnule, trotuar pentru că întâi amenajăm și nu știu ce, canalizare, apă curentă, nu știu ce, și după aia să facem trotuar. Aia până atunci. Hai să facem un trotuar de provizorat, punem niște masă hidrostatică, niște dale din alea becaton care le-ai scos după alte trotuare și nu știu de ce le-ai scos ca să pui altele. Și când te apuci de canalizare, dai ăla la o parte, că nu e nicio problemă, le dai cu mâna. Nu se poate, că vezi, Doamne, întâi lucrarea și pe urmă conta mai puțin viața omului. Ia cât au venit alegerile, ce face prietenul nostru, domnul Barbu? Îl interesează zona. Îl interesează să facă trotuar în zona aia pentru copii. Bine, până acum, în 4 ani de zile, nu te-ai interesat să faci lucrul ăsta. Și acum, în preajma campaniei electorale, vii să faci trotuar ca să arăți ce? La oamenii ăia amărâți că tu ești șeful. Că tu ești capi di tutti capi și dacă vrei tu să faci trotuarul ăla, dacă nu vrei, nu să faci. Dar acum, ca să dai, eu știu, dovadă de omenie, te-a pus să faci. Aia nu e omenie. Asta e minciună. Asta e o boală. Mitomania e o boală. Iar omul ăsta e mincinos patologic. Din nefericire, cândva jurvenii l-au ales să-i conduc. Da. Eu cred că giurgiuvenii sunt foarte inteligenți. Și sunt convinsă de asta. Mă bazez pe lucrul ăsta și că nu se vor mai lăsa amăgiți, păcăliți, de astfel de... Astăzi PSD-ul e o sărbătoare astăzi. Bună vestire. Da? Da. Se mănâncă pește, da. Că la mine în bucătărie mirosea pește când am plecat de acasă. PSD-ul împreună cu domnul Barbu a împărțit pește. Probabil a cumpărat de la piața aia de pește gros și s-a dus să împărțească. Știți cum se spune că nu trebuie să-i dăm omului pește? Pește la biserică. Nu trebuie să-i dăm omului pește, trebuie să-i dăm undița. Și ca să-i dăm undița, trebuie să-i dăm locuri de muncă. Omul trebuie să aibă loc de muncă zilnic. Eu am spus, doamna profesor, și mă repet. Nu primarul e cel care creează locuri de muncă. Păi nu creează locuri. Dar primarul poate crea utilitățile necesare ca un investitor să vină și să zică, dom'le, aici am totul asigurat, pot să investesc. Îmi permiteți, apropo de această situație, doar o remarcă am să fac. Acum ceva timp, cred că vreo 2 luni și jumătate, au ajuns în cadrul asociației câțiva investitori. Nu știu cum au ajuns la noi. Și au solicitat să vadă niște locuri din Giurgiu și ne-au explicat că au ajuns inițial la primărie.
au vrut să vadă niște locuri din Giurgiu unde ar putea o zonă care să poată fi industrializată. Dorințele dumnealor erau destul de mari și sunt încă și sperăm să-i reușim noi să-i ținem lângă noi. De la primărie știți ce li s-a spus? Poate după luna mergeți, mai... Nu, li s-a spus, mergeți și vizitați zona respectivă. Fără să le dea un însoțitor care să-i mergeți dumneavoastră și vedeți. Adică nici măcar despre asta spun, asta trebuie să facă primăria, să arate, să pună la dispoziție. Au văzut zona plină de gunoi și au spus, noi de unde știm până la ce adâncime este gunoiul aici? Putem să construim ceva pe acest teren sau nu? N-aveau cu cine să vorbească. Ei au ajuns, s-au uitat stânga-dreapta. Zona aia este sau nu este contaminată? Nu, poate nu să construiască nimic, în zonă? Pentru că primăria sau... nu s-a putut deplasa prin niciun reprezentant, că bănuiesc că nu trebuia vreți să se deplaseze adevărul? Însuși edilul. Vreți să știți adevărul? Vi spune Mandu acum. Pentru că primăria nu știe. Foarte posibil. Primăria da, așa niște soluții din astea care pe mine mă nu știu, nu mai folosesc un termen dur. De exemplu, ei nici de puțin au putut să gândească logic că principiul vaselor comunicante e învățat în clasa a patra. Faptul că pânza freatică este foarte sus o știu toți giurgiuveni. Știu că toată zona asta unde s-a construit Chimie 1 e construit, erau niște casete din alea pe timpul așa, erau niște casete din astea care preluau ca atunci când creștea Dunărea să nu ajungă apa în oraș. Da, da. Atunci când au construit combinatul Chimie 1, au băgat masă hidrostatică ca să înalțe terenul și au înălțat digul ca să nu mai treacă apa. Pe masă hidrostatică este construit acolo. Ori dacă un investitor ar veni și vrea să construiască în zona aia, ei trebuie să bată niște piloane la adâncime foarte mare ca să poată să construiască, pentru că terenul este un teren slab care nu permite să construiești în zonă. Ori reprezentanții primăriei noastre, care reprezentantul, na, ca să-l luăm pe cel mai important om, nu are de unde să știe lucrurile astea, pentru că dumneavoastră a ajuns în Giurgiu prin 91. Ori noi care am crescut aici, cunoaștem lucrurile astea pe care el nu are de unde să le știe. El vorbește de parc industrial în zona aia, fără să aibă habar. Ce presupune? Ce presupune un parc industrial? Timpul nostru a trecut. Așa repede. Mi-ar fi plăcut să vorbesc cu dumneavoastră mai mult despre asociație, despre activitatea pe care o faceți acolo. Pe mine, sincer, mă bucură și îmi creează o stare de bine când aud că sunt oameni care, în mod voluntar, ajută copiii. Noi, copiii sunt viitorul acestei țări. Vreau să vă spun că asociația nu este dedicată exclusiv copiilor. Noi avem am înțeles, dar printre altele, pentru că pe mine aspectul ăsta mă interesează extraordinar de mult, pentru că, m-am spus și repet, copiii sunt viitorul. Fără copii, nu știu de ce, Doamne, iartă-mă, am trăit pe pământ. Da. Și dacă copiii noștri nu-i ajutăm să crească, să dezvolte frumos, și să aibă încredere. Să știți că îmi spuneați dumneavoastră de copii, că copiii sunt foarte buni. Să știți că răutatea pe care o marchează în timpul școlii, să știți că am trecut și eu prin școală și am văzut, sunt răutăcioși, sunt puțin mai altfel decât eram noi, nu e acum vorba de conflictul între generații. Da. Dar sunt puțin altfel, sunt mai dificili. Știți ce generează modul ăsta de comportament? Nesiguranță. Da. Ei își doresc, acum au apărut discrepanțele între clasele sociale. Sunt copii de clasa 12 care vine cu Mercedes-ul la școală și copii care vin cu tenișeia înduiți așa și nu au posibilitatea să-i schimbe. Și atunci apar răutățile. E o chestie de psihologie din asta ieftină, dar adevărat. Aici intervin părinții, să știți. Aici intervin părinții. Eu am avut o clasă cu ceva timp în urmă unde am fost dirigintă, nu aveam copii pe vremea aceea și la o ședință cu părinții, când încercam să sfătuiesc părinții ce să facă, probabil că eram privită cu reticență de către părinți pentru că eram tânără și nu aveam copii și nu înțelegeau de unde pot să le dau sfaturi. O mamă mi-a spus, eu am foarte mare grijă și îmi cunosc foarte bine copilul, îl îngrijesc zilnic, îi dau 1 milion la el la școală.
Și toată grija pe care o oferea și toată cunoașterea și toată apropierea de acel copil reprezenta în a-i oferi o sumă de bani zilnic. O sumă mult prea mare, cred eu, și am considerat și atunci, o sumă mult prea mare pentru un copil. Deci aici intervin părinții. Copilul trebuie să aibă niște limite. Indiferent cât e de bun, indiferent cât merită, indiferent cât își permit părinții, copilul trebuie să aibă niște limite. Am întâlnit o situație în care cineva spunea legat de același aspect, zice, dom'le, faptul că eu n-am avut când eram mic, acum trebuie să-i ofer copilului meu absolut tot ceea ce își dorește ca să fie bine. E un mod eronat de a privi lucrurile. Eronat, vă spun eu, eronat. Permit să le comentez, dar se creează eronat pentru copil și pentru binele lui. Și să știți că copilul ăla va rămâne izolat. Da. Oricâți bani va avea el, oricâte gagici, că aici e bătaia, mai ales când sunt mai mărice, sunt mai mari, nu va fi un copil sociabil. Pentru că ceilalți îl exclud. Și majoritari sunt cei care nu au. Care nu au, da, sau care sunt la un nivel deci mediu. Deci nu-i face un serviciu. Ba din cont. Și nu va fi obișnuit cu a obține, cu a lupta pentru ce vrea, cu a învăța, cu a munci el. El și învăța să-i se dea, să-i se ofer. Deci nu-i face un... Mulțumesc, salut mâna, pentru că ați acceptat să fiți cu noi în această seară. Doamnelor și domnilor, nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Îmi doresc să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși și vinerea viitoare. Până atunci... O seară bună vă doresc!